La ora 11, premierul Victor Ponta și vicepremierul Liviu Dragnea au fost la Giurgiu. Cei doi au onorat invitația organizației județene PSD Giurgiu cu ocazia lansării la APA a 4 nave multifuncționale construite la șantierul naval. Au fost întâmpinați cu căldură de conducerea și lucrătorii șantierului, de parlamentarii de Giurgiu, oficialitățile județene și locale, dar și de simpli simpatizanți. Pentru mine? Mulțumesc, apreciez că e cu trandafiri, e bine. Victor Ponta și Liviu Dragnea au făcut un tur al halelor șantierului naval, unde le-a fost prezentat procesul tehnologic de fabricare a pieselor specifice navelor. Se plângeau că n-au cum să vândă. Păi cum n-au cum să vândă? A fost săptămâna trecută la noi reprezentanții de la SIDE și ne-am întâlnit și pe preț. Au ajuns prețul de ținut, care diferență de 50 de euro față de euro. Și cumpărăm de la SIDE cu mâna pentru că ținem și noi industria românească. La bună dreptate, da. La bună dreptate, plus că alte probleme, da. Se așează pe patul de debitare, avem mașini de debitare cu pască și capacitatea de a debita de 500 de tone pe lună. Noi debităm. Plutăm acum în jur de 2500 de tone pe an. Victor Ponta nu s-a ferit să stea de vorbă cu muncitorii, plăcut surprins să afle că aceștia își primesc salariile la timp, dar și de faptul că au multe comenzi de onorat. Bună ziua! Cum ați făcut, domnule, într-un an? Că în România nimeni nu se face într-un an. Da? Felicitări! Doamne ajută să mai faceți și mai multe! Păi eu vă ajut cu ce pot. Am înțeles că suntem cu banii la zi, asta e important, nu? Cu salariile la zi? Da. E, atunci toată lumea fericită. O zi n-a avut întârziere la salariu. Nu. Cei care au fost cei mai devreme. O zi n-a avut. Felicitări. Bun, deci nici statul să n-aibă vreo întârziere la... Nu, păi am întrebat, am înțeles că și noi suntem cu banii la zi, da? Da, 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 da. Până acum, da. Atunci să fiți sănătoși, Doamne ajută! De la o tribună amplasată în imediată apropierea celor patru nave recent construite, Victor Ponta s-a declarat mulțumit de modul în care decurge activitatea la șantierul naval Giurgiu și de faptul că există investitori români care știu să facă producție și să ofere locuri de muncă. Sunt foarte fericit că am venit astăzi aici și am aflat o mulțime de lucruri foarte bune. Și când avem și noi povești frumoase și de succes, nu vorbim niciodată de ele. Vorbim numai de necazuri, de supărări. Realmente, acest șantier care în 96-97, când s-a închis? 97 și trebuia să fie fier vechi. În 2002-2003 a fost preluat de niște oameni de afaceri români. Pentru că, sigur, mie îmi plac toate investițiile străine, dar și mai tare îmi plac cele românești. Și când avem oameni de afaceri români, care fac muncă serioasă, muncă cinstită, care, iată, confirmau cei care lucrează aici, plătesc salariile la timp, care plătesc toate taxele, nu păcălesc nici statul, nici pe angajați, eu cred că merită felicitări. Și vreau să vă spun sincer că realmente admir ceea ce ați reușit să faceți aici, faptul că ați reușit să salvați locurile de muncă și să dea Dumnezeu ce mi-ați spus să se întâmple zilele următoare și să mai angajați încă oameni alături de cei care sunt deja pe șantier. Ceremonia de botez a celor patru nave a avut loc și în prezența unui sobor de preoți care au oferit din partea Episcopiei Giurgiu o icoană conducerii șantierului naval, în speță directorul societății Shipyard ATG, Teodor Apostol. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecuvintează și se sfințesc navele acestea. Prin stropirea cu aceasta păsfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și așa cum este tradiția, în cazul fiecărei nave lansate la apă, a curs șampanie.
Cele patru nave inaugurate în prezența premierului Victor Ponta au fost construite în urma unui proiect european derulat de APDF Giurgiu, beneficiarul fiind Ministerul Transporturilor. Mai multe informații și imagini de la vizita lui Victor Ponta la Giurgiu puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.